Bună ziua și bine ne-am regăsit în grădina lui Radu Costache de la Matca. Mă bucur, Radule, că ne vedem după 4 ani de zile. Da. Ai culturile la fel de frumoase, nu știu cum faci, le menții și pe ele foarte bine și sănătoase și nici tu nu îmbătrânești. Trebuie să remarc că acest lucru. Munca te ține așa? Da, secretul e, formă? E aici, din solarii. Deci la o căldură mai mare și la umiditate. Asta e secretul tinereții. Aș vrea să vorbim de tot ciclul pe care l-ai parcurs până acum. Tu ai început să faci răsadurile când? Sunt semănate pe 3 ianuarie și plantate pe 24 februarie. Nu era frig? Era frig, dar avem încălzire să putem să prindem ceva din timpurietate, să ieșim cât mai repede pe piață cu legume proaspete. Deci sunt hibrizi de tomate timpurii. Avem hibrizi extra timpurii, avem hibrizi timpurii. Când ai putea să ieși cu ei? Undeva la începutul lui mai. Tu ai început treaba în solan mult mai devreme pentru că a trebuit să pregătești solul, da? Da. Ce treaba ai făcut? Undeva la 1 decembrie am terminat cu făcutul curățenii în solarii, am dezinfectat solul și e necesar să facem asta măcar la un 3-4 ani, o dezinfecție a solului. Dar o dezinfecție a solarului nu faci? Da, se face dezinfecția solarului, în aer, cu aerosoli. Avem echipă care face așa ceva. Când schimbi solarul ăsta de lemn? Aș vrea să-l schimb, dar sunt costuri foarte mari și nu știu dacă ne permitem. La vremurile este acum. Dar lemnul ăsta nu păstrează niște... Da, păstrează fungi, păstrează și insecte, se mai bagă prin crăpăturile lui. Deci avem niște costuri puțin mai mari ca la o seră modernă, la capitolul ăsta. Dar sunt costurile mult mai mici la construcția lui. Bun. Ai pregătit solul, dar i-ai făcut și analize? Da. Da? Mergem cu analize de sol, analizele apă. Și ne putem ghida, adică să vedem și ce pH avem în sol și ce pH are apa, cu ce trebuie să intervenim pe parcursul ciclului de cultură. Să luăm solul. Cu ce îl îngrași? Gunoi de grajd. N-ai nematozi? Avem nematozi, dar nematozii apar și nu numai din gunoiul de grajd. Ce faci ca să scape? Sunt substanțe, sunt produse care nematocide pentru așa ceva. Deci încă un cost în plus. Încă un cost în plus, da. Dar nu există acum un îngrășământ bio pe care l-ai putea folosi să nu mai folosești? Sunt, da, sunt și îngrășământe bio, granulate, sterilizate, care putem să intervenim și cu ele. Gunoiul de grajd are un preț din ce în ce mai ridicat, așa că s-ar putea să legalizeze. Da, și muncă, pentru că introducem undeva la 100 de tone pe hectar. Iar dacă băgăm un gunoi granulat, se bagă mai puțin și mult mai ușor de administrat, mai corect de administrat, se împrăștie mai uniform. Ai zis că faci o analiză a apei, ai o apă bună aici sau nu? Nu ne încadrăm chiar în parametrii optimi, dar suntem puțin pe plus. Cum poți să faci să îmbunătățești calitatea apei? Avem de desalinizare, introducem astfel de substanțe, avem amelioratori de sol care mai dăm după plantare, în primele faze ale plantei, de curățim solul în jurul plantei, are o plecare mult mai ușoară. Probabil faci ceva pentru a duce apa în parametri și în momentul în care stropești, nu? Pentru că am aflat... sunt anumite substanțe care cer un pH, de exemplu, la un pH la 5. Trebuie, sunt substanțe care putem să reducem pH-ul de la 7 și ceva, 7,8 cât l-avem noi aici, trebuie să reducem la 5. Apa influențează calitatea produsului cu care calitatea stropești. Tratamentului, da. Da. În general. Tu ai învățat-o din practică? Din practică și după aia am fost și informații. Adică spuneai, mă, de ce nu de ce merge? Nu dă rezultatele nu? Care trebuie să le dea? Și după aia ne-au explicat ce pH trebuie la anumite produse, ce unul vrea mai mic, unul mai mare, unul mai acid. Și acum le știm. Dar nu sunt informațiile astea toate pe produsele pe care n-au o fișă tehnică. Trebuie să aibă, nu toate le au. Asta e partea proastă. Ai pregătit solul, ai ajuns și ai plantat în el, i-ai pus bandă, mulci, bandă de irigat prin picurare. Încălzirea. Încălzirea tot pe jos? Da. Da?
Încălzirea avem pe lângă fiecare rând de plantă, o conductă cu apă caldă. Solul trebuie să aibă o anumită temperatură. O anumită temperatură când ne apucăm de plantat. Facem căldură cu 3-4 zile înainte de plantare. Deci când planificăm plantarea, încălzirea merge cu 3-4 zile înainte. Și după aia când venim cu plantele aici, pământul are undeva la 10-12 grade, la o adâncime de 10 cm în sol. Wow. Ca planta să poată să plece cu un start. Consum ceva? Consumăm, dar fără consum nu se poate. Dacă vremea e rece, ții căldura până când... Constantă. Dacă se încălzește, mai reducem temperatura. Pui ceva la plantare, ajuți planta ca să se dezvolte mai bine, să capete o imunitate la factorii externi? Da, sunt tratate din ghivece, din faza de răsad. Avem anumite substanțe care le tratăm și când venim aici să fie planta pregătită pentru... E un șoc la transplantare. Și ca să treacă mai ușor, trebuie să le pregătim dinainte, din faza de răsat. E o zi de muncă, lumea în jur și aranjează solariile. Să înțeleagă și telespectatorii noștri de unde se aud aceste zgomote. Radu, da, chiar dacă ai tratat solul, dacă ai o apă bună, dacă ai o plantă bună, trebuie să fii în permanență cu ochii pe tomată până se dezvoltă la câte etaje? Vreo 4 etaje mai zis? Cu 5 mergem la tomate. 5. Da. Cu 5 etaje? Pe primul ciclu, acum, la mine. Iar pe ciclu 2 mergem undeva la 7-8 etaje. Pentru că tot timpul pot apărea surprize, nu? E ca și un copil mic aici. În fiecare zi trecem ca la cum trece medicul prin saloanele la spital. Tu le tratezi cumva preventiv, chiar dacă răsadul e bun? Întotdeauna trebuie prevenție. Deci nu după ce apare boala. De asta și trecem în fiecare zi. Dacă văd că apare o carență de nutriție, o lipsă de ceva, dacă apare o boală, dacă apare dăunători, noi trebuie să știm cum, să fim cu un pas în față, să putem trata, să trecem cu bine peste ei. Sau de zumze de bondar pe aici, de ce îi folosești? Pentru stimularea florilor. Deci sunt acum, mai ales pe primul ciclu de cultură, nu putem aerisi solarele, nu avem temperatura optimă și nu fecundează cum trebuie polenul la flori. Eu îl folosesc și ambele cicluri de producție, și la ardei am folosit bondarii și la tomate. Deci nu mai merge, treci printre rânduri, scuturi puțin de plasă. Ne dorim, așa stăm mai la distanță. La distanță. Vorbeam și de prădători, pe ei de ce îi folosești? Prădătorii folosim la ardei, combaterea tripsului, a afidelor. Își nu fac mai folosim, datoria? Da, își fac datoria cu brio, nu mai folosim atâtea substanțe chimice și planta nu mai intră, la orice tratament chimic, planta intră într-un pic de stres. Iar când avem predătorii, planta merge și caută de treaba ei fără să fie stresată prea tare. Dar mi-ai spus că ai observat o chestiune în ultimii ani de activitate aici în solar, că ar trebui să intri cu prădătorii mai repede decât e recomandat. De ce a devenit tripsul mai... Avem remanențe de la un an. Avem remanențe de la un an la altul cu tripsul. Mai ales la noi, pentru că fac rotația culturii. Eu am aici cultură de roșii acum. Aici nu am predători anul ăsta. Și la anul pun o cultură de ardei. Eu am remanențe de trips aici, în solar. Și trebuie să intervin și cu o doză puțin mai mare, am ajuns la concluzia, față de dozele recomandate la predători. Și într-o fază mai incipientă, adică când e planta mai micuță, deci nu lăsăm planta până se face de un metru. De așa avem atac. Deci avem foliaj mai mare, avem atac mai mare de trips. Și până introducem prădătorii, până se înmulțesc puțin, până se acomodează, tripsul începe să facă probleme. În ultimii ani, înainte de a folosi prădătorii, nici cu chimic nu mai făceam față ca să combatem virozele. Deci nu sunt substanțe, sau sunt substanțe, dar nu sunt omologate la noi în România și nu le putem folosi. Radule, tu mi-ai spus că strângi la sfârșitul iunie tot, terminăm primul ciclu de cultură. Da? Da. Deci ai scăpat de tuta absolută. Că ea se dezvoltă mai mult în perioada călduroasă, în perioada. Nu, se dezvoltă și acum, dar dacă o tratăm, nu. Da. Ai găsit formula magică să scap de tuta? Magică nu, dar scăpăm de ea. Adică o ții sub control. O ținem sub control, da. În afară de plasele astea cu da, plasa face și ea găuri mici, mai obstrucționează aerisirea în solar, exact. Dar dacă n-am avea, și fără plasă. Eu cred că scot o cultură de tomate. Ia la capăt fără. O să primești la telefoane acum să le spui oamenilor cum rezolv cu tuta absoluta, dar mi-ai spus că ți-ai făcut și niște...
aerisirii în... Da, am făcut o aerisirie sus pe coamă pentru că avem un solar lat, așa se practică la noi aici în zonă, are 26 de metri lățime și am făcut și o aerisirie sus pe coamă anul ăsta, e prima dată când... Am avut niște aerisitoare din plastic, dar nu făceau față la temperaturile de peste vară. Deci schimbările climatice au influențat mult culturile. Și vedem asta de la an la an, adică sunt mai agresive verele, mai călduroase, mai uscăcioase. De fapt, aerul este uscat, mai ales că anul trecut. Dar un exemplu, nu a plouat din luna mai până în luna septembrie. Și vă dați seama, la 40 de grade, deci aveam umiditate în aer undeva la 12%. Și nici plantele nu merg bine, trebuie să irigăm mult mai mult. Când tragi linie, ești mulțumit cu ce obții? Da, până acum am fost mulțumit. Deci a fost, anul ăsta e primul an cu cele mai mari costuri. La încălzire și la electricitate. Vedem la final de an ce va fi. Radule, îți mulțumesc frumos. Sper să vin când vei începe să recoltezi. Și mai ales să fiu invitată când o să inaugurez primul solar modern. Nu știu când o să se întâmple, dar să fim sănătoși, să ne vedem atunci, da? Bine. Nu? Vă așteptăm cu drag, dacă o să fie.